Pentru a fi pregătit de sărbătorile de iarnă și să arate bine în poze, din toate unghiurile, angajații Lumtech au făcut câteva lucrări de retușare a bradului. Așa să facem fiecare an, tot timpul se corectează. Și la deschidere și pe parcurs, chiar și în ianuarie, cum este necesitatea. Nu-i problemă, asta s-a făcut tot timpul. De la inaugurarea pomului de Crăciun, în jurul acestuia s-au format o adevărată controversă. Mulți zic că bradul este un pic cârn, glumind că are scolioză, iar alții îl compară cu bradul artificial de la Tiraspol. Nu e ca bradul. Așa la Tiraspol, cam era la bucată, dar este roșie. Мне очень нравится в этом году елочка, она очень красивая, высокая по сравнению с прошлым году. Deranjat de comentarii, primarul capitalei a venit cu o replică. El spune că bradul a fost primit gratis, iar atmosfera de Crăciun nu se cumpără. Ea vine din suflet cu o mică crenguță de brad sau chiar și fără, pur și simplu cu un gând bun. La rearanjarea bradului a participat și edilul capitalei. Bradul e ca bradul, exact ca un brad care crește în casa omului, care nu are cum să dezvolte uniform de toate părți. Face la anul un brăduț mai mic. Așa am spus și eu. Nu-i 90-60-90, dar e brutal, are 20. În ciuda faptului că a născut atâta vâlvă, bradul este totuși o atracție pentru moldoveni, având chiar și propria sa pagină de internet.